0123 01 no, no, 01 40 de orândă este 01 de sub 23. Așa, apasă un pic mai tare și schimbă careta dacă e. Deci fie marcea mare 0123. Iar e mare, e mare, tot suscrie ca să rămână spațiu pentru lucru. E mare, egal cu mulțimea tuturor matricilor X, cu proprietatea că X aparține lui mulțime matricilor de ordin 2, e mare rond, indice 2, așa, indice 2, peste Q, în paranteze Q, nu, Q mai mare este. În paranteze Q. Așa. Cu proprietatea ca ori X egal cu X ori A. A mare. Matricea A mare ori X mare. Egal cu X mare ori A. Și virgulă determinant de X egal 0. De X mare egal cu 0. Se cere numărul elementelor mulțimii M mare. Deci se cere numărul elementelor mulțimii M mare. Nu care sunt, câte sunt numărul. Că vezi că în M mare am pus toate elementele X, toate matricele X de ordin 2, cu elemente din Q, adică toate elementele de X sunt fracții. Deci în M mare am pus toate elementele X, toate matricele X de ordin 2, cu elemente, numere din Q, care au proprietate comută. A ori X egal cu X ori A și D de X egal cu 0. Și se cere cardinalul. Cardinalul lui M, adică numărul elementelor lui M. Deci vreau să spun câte elemente are mulțimea E mare, înseamnă că a fost cardinalul mulțimii M. Ei, haideți să vedem cum procedăm acolo pentru a rezolva această problemă. Ce poți ai tu? Hai că ești... Așa subiect este propus la testul pentru voi. Da. Deci să dăm mulțimea A mare așa asta. Să găsească cine sunt matricile X, ne întreabă, care au proprietatea cu comută, A ori X egal cu X ori A. Deci știi că matricile nu sunt comună, nu? Frunzul nu e comutativ. Dar acum se cere la acele matrici X care comută cu A și au determinantul egal cu 0. Cum propui tu să ne apucăm de lucru? O cunoști pe matricea X? O știi cine este matricea X? Nu. Să zicem X mare egal cu matricea neștiută, X mare egal cu matricea A, B, C, D. Și ce proprietate are ea? Așa, A ori X. A ori X egal cu X ori A. Echivalentul. A ori X. 0, 1, 2, 3 ori X. Egal cu. Echivalentul. Gracias.
egal cu 2D și 2D plus 3D egal cu C plus 3D. Sistem. Și de când trebuie să dau sistemul acesta, trebuie rezolvat ca să găsim pe A, B, C și D. În loc de C. Peste tot, în celelalte două pui în loc de C, 2B. Și atunci vei avea. Sistemul. Da. C. C egal cu 2B, cum folosești chestia asta. B. Apoi. B egal cu A plus 6B. De ce 6B? Păi zis că... 3B. Plus 3B. 2A plus 6B egal cu 2B și 2B plus 3B egal cu 2B plus 3B. Echivalent sistemul care ar fi C egal cu 2B. A plus 3D. A plus 6B egal cu 2B. Și cealaltă? 2B cu 2B, 3D. Deci este o identitate. Ce e dispare? Deci asta rămâne. Sistemul rămâne numai din 3. Dacă, deci este un sistem de câte ecuații? Trei ecuații. Trei ecuații cu patru necunoscute, dar mai au condiții. D de x egal cu 0. Deci adaug aici D de x egal cu 0. Ce înseamnă D de x egal cu 0? Păi cine e determinatul lui x? Aici, D de x. Așa. Aori, D egal. Deci echivalent, hai să vedem sistemul, echivalent cu... Acesta este sistemul pe care vrem să rezolvăm. Cum crezi că vei face? Sigur, C egal cu 2B înlocuiește aici, deci echivalent, jos. C egal cu 2B. D egal cu A plus 3B. 2 plus 6B egal cu 2B. A B plus... 2B pătrat. 2B egal cu 0. Și cred că înlocuiesc și pe D. Că D egal cu A plus 3B. Cu alte cuvinte, trebuia înlocuit în ultimele două și pe D. Așadar, sistemul devine. E tot aici jos. E greșit ăla? Ia să vedem. Minus 2B pătrat este corect, da. Minus 2 acolo. Sistemul devine. C egal cu 2B. D egal cu A plus 3B. Și în loc de D, vei înlocui jos. 2A plus 6B egal cu 2A. Scriu direct sau? 2 pe lângă, sau deodată, da? 2 pe lângă A plus 3B. Da. Și A pe lângă A plus 3B minus 2B pătrat egal cu 0. Echivalentul de capăt. C egal cu 2B, D egal cu A plus 3B, 2A plus 6B egal cu 2A plus 6B. Asta e și tare. Da, înțelegi. Da, 2A cu 2B. A pătrat. A pătrat. A pătrat plus 3AB. Egal cu, nu, minus 2 pe pătrat, egal cu 0. Și rămâne... Deci, nouă, sistemul este, iată, următorul. C egal cu 2B, D egal cu A plus 3B,
Și a pătrat plus 3ab minus 2b pătrat egal cu 0. Așa, mă, deci știm că A și B, A, B, C, D sunt din Q, adaugă de desubt. A, B, C, D, A, B, 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 C, B, D sunt din Q. Lucru poate care merită să-l luăm în seamă. Nu degeaba vom ne spune că toate elementele, deci matricele X au toate elementele din tabel, nu, din tablou respectiv, egale, numere raționale. Cum mai trebuie să continui? Sistemul acesta, A e C egal cu 2B, D egal cu A plus 3B, A pătrat minus 3AB minus 2B pătrat egal 0 și ambele cifre sunt din Q. Și obiectivul trebuie să găsești pe ABCD. Cum propui să mergi mai departe? E, trebuie să ai o reacție. Nu se poate așa stăm. Altceva din clasă, din bancă, dacă are vreo inițiativă. Nimeni nu reacționează deloc la așa ceva? Eu văd mai jumătate de ecuația aceea în A și B. 2 aceea. Se împărțim printr-un B pătrat, ideal. Spune, dacă B diferit de 0, dacă B diferit de 0, atunci poți să împărți în relație ecuația aceea, că este ecuație, cum se cheamă aceea? Este ecuație omogenă. În A și B, din gradul 2. Împarți totul prin B pătrat și ea devine. Nu, numai acolo, deci la ecuație. Corect. Și ea devine. A pătrat, acolo, de dedută, A pătrat pe B pătrat. A pătrat pe B pătrat plus 3AB și 2 pe B. 17. Ce fel de număr este minus 3 cu zarcan de 17 pe 2? Păi, pozitiv. Negativ. Nu, nu. Nu ca și număr pozitiv sau negativ. Mă interesează ca, ca fracție, ca număr. Din ce mulțime apare A pe B acum?
asupra ta. E mai este creație? Mai este număr rațional? Nu, este număr irațional. Deci ăsta A pe B nu aparține lui Q. Da? Dar noi am spus că A și B aparțin lui Q. Asta însemna că A pe B, raportul a două numere raționale, este tot un număr rațional. Ce știam de A și B? Ce știam de A și B? Sunt din Q. Raportul a două numere fracționare este tot un număr fracțional. Iar mie mi-a dat că raportul este un număr irațional. Deci nu-i din Q. A fost o contradicție aici. Odată știam că este din Q și odată mi-a ieșit că nu este din Q. De unde a provenit contradicția asta? Pentru că am presupus că noi ne-am aflat de lucru și am presupus că B e diferit de 0. Deci nu mai trebuie să spunem că B e diferit de 0, că m-am dus la o șaută în B. Intru în contradicție. Asta ce înseamnă? Pentru a elimina contradicția din cele două, rezultă că B-ul este egal cu 0. Deci B-ul va fi egal cu 0. Bine, dar am găsit o chestie. Știu că B-ul este 0. Dar dacă B-ul este 0, rezultă că și C-ul este 0. Da. Deci rezultă de aici. Rezultă că și C egal cu 0. Bine. Și dacă... Ia să mai văd o chestie. A au egal cu D, drept, dar n-am câștigat mari informații, n-am câștigat de foarte, foarte importante. Însă vreau să spun că dacă la ecuația asta mă întorc și am acceptat că B-ul ar fi egal cu 0. Da. Da? Noi am acceptat că B-ul egal cu 0. Da. Va rezulta că și A-ul este 0. Și B-ul tot la fel, tot cu 0. Deci din clipa asta... Așa, deci rezultă de aici că din B egal cu 0 rezultă că A egal cu 0. Rezultă că și D-ul e dat cu 0. Iată, foarte interesant acționamentul. A fost esențial că numele A, B și C sunt de unde? A, B și C, A, B, C, D sunt de Q. Foarte important. Pentru că în timpul lucrului, prelucrând A ori X egal cu X ori A, A ori X egal cu X A și D de X egal cu 0, prelucrând asta, am ajuns la acest sistem, care în final a devenit un sistem de 4 ecuații. Nu? A, B, C, D, cu 3 necunoscute. Și totuși asta. La cele 3 mai dau precizarea că A, B, C, D sunt de unde? Din Q. Și atunci, pe lucrând-o pe asta, deci presupun că B va fi diferit de 0, cum e să A, B, B, ca fiind un număr irațional. Da, da, cum A și B sunt din Q, A, B, B ar trebui să fie din Q. Și contradicția asta provine de faptul că am îndrăznit-o să-mi fac asta prin B diferit de 0. Deci, ca să înregistrez contradicția, B-ul e egal cu 0. Și dacă B-ul e egal cu 0, totul se rupe. Da. Din clipa în care B e egal cu 0, A e egal cu 0, C e egal cu 0 și pe urmă și D-ul este 0. Că dacă B-ul e 0, A-ul rămâne apătrat egal 0, A-ul 0. B-ul, așa. Extraordinar! Și care este matricea X atunci? Cine este matricea X? Așa, X mare egal cu matricea? Așa, egal cu 0? 0, 0, 0. Câte elemente are matricea X? Matricea e mare, care e cardinalul? Cardinalul M este? Cât este? Câte? Câte e matricea? O singură matrice. Cardinalul M egal cu 1. Terminat. Cardinalul matricei M este 1. Iată o problemă care a fost dată, este propusă pentru test la M2, cum sunteți voi. Deci, în fața acestui test, trebuia procedat așa cum am văzut că am procedat voi. Deci, mulțimea M mare e formată din toate matricele X, cu proprietatea aceasta, ca ori X egal cu X ori A. Nu știu pe X. Am notat-o cu A, B, C, D. Da? Am făcut comutativitatea, am folosit și câte de X egal cu 0, am ajuns la un sistem de câte ecuații, 3 ecuații cu 4, părea că nu sunt șanse de dus până la capăt, dar fiindcă adaug pe ABCD sunt de Q, ghișciul merge extraordinar de frumos. Să vedem un alt ghișciu. Tot acolo, tot într-un subiect de acesta. Spunem așa. Deci pe tabla cealaltă. Deci
spuneam, fie matricea A egal cu A mare egal cu elementele A, B, C, D, o matrice de ordine 2. Necunoscute elementele. Și A la 5-a, A mare la 5-a, egal cu matricea 30, 5 și 12 lări. Aceasta e matricea. Calculați atunci A plus D. A plus D egal cu cine? A plus D egal semn de întrebare. A mic plus D mic. Nu A mare plus D mare, ci este vorba de suma elementelor din diagonala principală. A plus D. Să facem A la a doua, A la a treia, da? A la a patra și până să vedem cum aflăm de acolo până avem la A la a cincea. Identificăm, așa propuneți, da? Ia să vedem. Ia să vedem. Deci am luat linia asta cu asta, da? Da. Și am zis
așa, ce a pătrat. Da. Plus de... A de ce? Da. Și acum, îl iau pe ăsta și mulțesc cu ăsta. Plus... Ce pătrat pe? Ce? Nu. Ce pătrat pe? Așa este, ce pătrat pe. Plus de pătrat... Ce? Ce? Și acum cu asta. Și vine ce a? AB. Ce a pe? Ce a pe? Plus de ce e B? Și plus ce BD? Ce BD? Și plus? BD pătrat. Dar nu, că e de la a treia. Da, de la a treia. Plus de la a treia, că e de pătrat, asta e de. Da. Orde. Ei, asta este a la a treia. Mai ai chef să faci de a la a patra? Nu. Nu mai ai chef. Sigur nu mai ai chef, da? Sigur. Doar să faci și doua și ceva în chef? Dacă ți-ai pierdut cheful ala a treia, în mod sigur ala a treia. În concluzie, este el drumul acesta pe care trebuie să mergem? Nu. Tu aflându-te în fața acolii alu de atunci, nu ai sentimentul că să nu-ți ai de asta? Nu. Corect. Atunci, altă idee. Deci altă idee de rezolvat. Aflăm determinat. A cui determinat? Da. Să luăm determinantul. Dar ce legătură avem noi cu determinantul? Păi ca să aflăm că... Da, dacă facem determinantul, e AD minus BC și noi trebuie A plus D. Așa! Păi da. Și n-ai cum, că e AD. E nici o să la determinant înseamnă A ori D. Minus B ori C. Ori aici noi avem A plus D. Noi trebuie să aflăm A, B, C, D. O să le aflăm pe toate, dar pe mine mă frământă de ce îmi cerea urma a plus D? De ce nu cere să aflăm atât ce am? De ce vreo probabil nu se poate afla? Nu se poate afla toate ele de la BCD. Că uite, gândul tău de a te duce până la capăt, ea visează până la capăt. Că ai fi obținut o matrice, a la cincea se dau matrice urâtă. Și identificând cu a la cincea de aici, urma să avem ce? Un sistem de 4 ecuații cu 4 necunoscute? Urât foarte urât. Dacă ala a 3 arată așa, ala a 5 va fi cu ala a 5, pe amic la 5, element de la BCD la puteri diverse. Cum propui? Te afli la examen. Te afli la bacalaureat și aceasta este una din chestiuni. În total sunt 30. 30. O să te arăt. Și tu ai una din ele. Asta este una din ele. Una a fost cea care am văzut-o și sunt interesantă. Și asta e atât una din ele. Cum propui? Da. Este o chestie destul de interesantă. De ce îmi cere A plus D? La un moment dat, în timpul anului, la matrici, v-am arătat o identitate, o relație foarte interesantă la matrici. Și am spus așa. Dacă avem o matrice de ordin 2, deci fie o matrice A mare, care aparține mulțimii matricilor, M2 peste el, cu elemente de numere reale, este adevărată relația. Unde A mare este matricea asta. A, B, C, D. Atunci este adevărată relația. A pătrat minus res de A, urma lui A ori A mare, plus det de A ori I2, face matricea nulă. Matricea nulă. 0,2. Deci matricea A la pătrat minus urma. Urma fiind suma elementelor de pe diagonală. M-am spus asta. Da. Și am și demonstrat-o în clasă. Chiar pe vreo dată. Deci o matrice la pătrat minus urma și iată autorul cere urmă. Înseamnă că aici trebuie să fie secretul. Deci A pătrat minus urma lui A ori A plus det de la A ori 2 facem matricea nulă. Și acum, hai să ștergem de sub, că oricum,
te convinci, nu, stai drum, nu-ți trebuie așa ceva, ca să te apuci să muncești acolo la la 5 și te identifici, nici vorba. Da, păstrăm asta, că la 2. Așa, așa, foarte bine, bine, bine. Și acum spui, în loc de a la 2, cui? A plus B, C, A, B, plus B, D, așa. C, A, plus B, C, C, B, plus B, pătare. Matricea asta plus? Minus. Minus, minus, corect, minus. Minus. Urma, adică A plus D, A mic plus D mic în paranteză. Ori, matricea A. Ori, deci, A, plus C, B, plus da. Plus B, D, A. A ori B, A, B, minus, B, C, B, ori. Matricea unitate, 1, 0, 0, 1. Să vezi dacă face matricea nu, nu? Egal cu. Hai să muncim. Egal cu. De desubt să văd cât îmi dă. Egal cu. O lăsăm pe asta o copie, o să mulțim aici. Deci am contrat plus B, C. A plus B, C, A plus B, C, A plus B, C, D, plus B, C, D, plus A plus B, A pătrat plus A plus A, D, da. B, A plus B, D, C, A plus C, D, și B, A plus B, B, C. Plus matricea A, B minus D, D, C 0, 0 și A, B plus D, C. Egal cu, să vedem cât îți dă de sus, acum ești atent, egal cu matricea. Da, sigur că da. Egal cum atunci, A plus A plus BC, atunci elementele de pe poziții, nu? A pătrat plus BC minus A pătrat. A pătrat plus AD minus AD. Că minusul e față schimbă. Minus AD plus AB AB minus BC. BC. Asta e primul element. A, AB AB plus BD minus 3A minus 3D și 0. Și 0, nu mai pui de desubt? CA, CA plus BC minus CA minus CD și 0 și CD plus C pătrat minus BA minus C pătrat plus AB minus BC. Și atunci A pătrat cu A pătrat BC, BC și rămâne CA și CA BC, BC, BC AB cu AB BD, BD CB Ești și voi, ia uitați-vă la
Deci a pătrat plus bc minus a pătrat minus ad plus ab minus bc. Da. AB plus BD. Nu, dar unde nu am unde n-am mers acolo? Aici. De ce n-am mers asta? Acolo e cum ducea AB minus BC is equal to minus BC. Deci, tu ai necazul aici. Ia să vedem, A pătrat. Aici dar aici este AB minus BC. AD. Păi determinantul este AD. A ori D minus BC. A ori D. Și acum te rog să vezi. Minus AD. Plus AD. Nu AB, acolo AD. Minus BC. Și s-a terminat. Și atunci este matricea nulă. Sigur că da, aici este egal cu matricea, aici spune egal cu matricea 0, 0, 0, 0. Este matricea nulă. Această relație este corectă. Am demonstrat această relație, deși mi-ar trebui știută foarte bine de către voi. Da? Deci aceasta. Și ea vă permite spre rezolvarea problemelor aceste probleme dacă o știu foarte bine. Deci din aceasta, încerc acum să rezolv problema. Pentru ca să pot mișca, am să mă uit la A la 5 asta. Ia faceți determinantul la A la 5. Determinantul fi de. D de A la 5 egal cu? 60. De acord? 60 plus 60 egal 0. Este o idee interesantă. De ce determinantul A la 5 face 0? Nu degeaba autorul îmi dă chestia asta. Determinantul A la 5 este 0. Dacă mi-aș aminti proprietatea și vă rog să vă amintiți. Determinantul produsului, determinatul A ori B, egal cu determinantul A, ori determinat lui B. Deci determinatul produsului egal cu produsul determinanților. Dacă aici e egal cu B, devine de sub. Det de A pătrat, determinantul lui A pătrat, egal cu det de A ori det de A. Adică, ce înseamnă det de A ori det de A? Înseamnă egal cu det de A totul A pătrat. Deci determinantul la A 2, e așa, de la A 5. Deci det de A, totul det de A la 5 este egal cu det de A totul la 5, egal cu det de A. Egal, da? Și egal cu cât? Cât este det de A la 5? 0. Egal cu 0. Și de aici, dacă determinantul la A 5 e 0, ce înseamnă de acolo? Dacă un număr la A 5 e egal 0, înseamnă că numărul este 0. Deci rezultă că det de A egal cu 0. Și atunci, în locul matricii, aici, la det de A, poți spui 0. Și atunci, relația de mine, A la a doua, A la a doua, minus A plus D, ori A. Da. Nu. Ori A. Ori A, că doar de bași n-ai locuit. Deci relația Kelly, asta, egal cu 0. Și egal cu 0. Egal cu matricea nulă. Da. D'accord? 0. 0, 0. 0, 2. De aici poți să spui pe asta, te duci în dreapta și atunci ce devine relația? Eu o scriu un pic mai sus. Deci vei scrie așa acum, că A la a doua este egal. Da? Da. Ia mulțește cu un așa în stânga, în dreapta, acolo, relația asta, cu matricea mare. Da, și urmează. A la treia. A la a treia. Egal cu A plus D, ori A la a doua.
Exact. Dar pe altul nu știi. Poți să mă pleci, e egal mai departe. Nu, 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 egal cu A plus D. Ori, încă o dată, de a la doua pui A plus D, fără. Adică egal mai departe cu A plus D la câta? La a doua. Egal cu A plus D totul la a doua? Corect. Asta este a mare la a treia. De acolo a mare la a patra. Extraordinar. A la 5 este egal cu? A plus D la 4 cu A. Și transcrie viața. Hai să o transcriem și spunem unde să scriem. Acolo. De ce vei spune? Vei spune că? Matricea 30. 30. 30. 5. 22. Da. Este egal cu A plus D la 4. Pe lângă matricea A. Corect. Și acum o să înmulțim aici. Și bine, matricea 30. 5, 12, 2. Egal cu. Matricea, ca și rezultat al înmulțirii, A plus D. A plus D, totul la A patra. Ori A. A. Apoi A plus D la A patra. Și A plus D. Corect. Și când două matrice sunt egale? Să zicem, 30 egal cu? 30 egal cu A plus D la 4 cu A. Da. 5 egal cu A plus D. Eu zic să folosești numai pe asta și cu asta, de vedea acum, să vedem ce. Între de unul. Da, 2 egal cu A plus D la 4 cu D. Trage-mi niște atât, da? Ca să vezi interesant. 32 egal cu? Ce putem face? Să facem factor comun pe A plus D la A4. A plus D la A4 pe lângă A plus D. Care-i super. A plus D. Și egal mai departe cu A plus D totul la A? 5. Egal cu A plus D totul la 5. A plus D. A plus D. Da. Deci 32 egal cu A plus D totul la 5. Deci A plus D la 5 egal cu 30. Și ții ce se dea unul? A plus D. Deci de-aia aici A plus D egal cu unul radical. A plus D. Plus D. Plus D. Plus D. Așa. Egal cu? 2. Radical mici. Asta era răspunsul. Asta era răspunsul. Deci A plus D egal cu 2. Ia să mai uităm că a fost super de aici. Da. Dacă voi sunteți în clasa 11, sunteți în subiect acum, dar acum ales cu ăsta. Și dați-mi mișcare ce ureche aici. Gândiți-vă ce se întâmplă la anul. Că trebuie să știți foarte bine lucrul acesta. Ce s-a întâmplat deci la anul? Gândiți-vă că în subiectul acesta sunt 30 care înseamnă prinderea materiei început de la a 9-a până la a 12-a. Absolut toată materia. Și din algebra de clasa 11 mai este un subiect. Ca să vedeți care e și ultimul subiect. Cel puțin aici a fost superb. Tu de-aia dorea să faci la a 5-a, cu gândul că poate reuși să faci la a 5-a, să identifici, să rezolvi sistemul, de parcă aveai de gând să ai matricile ABC, matricile A. Dar nu ți-a cerut decât a pus de. Nu întâmplător. Având cunoștințele actualizate, repede fugeai cu mintea spre cine? Cine este A plus D? Urma. Este urma lui A și atunci aceasta e relația deșteaptă. Și a fost încă un moment foarte tare de ieșițiului. Care a fost momentul al doilea? De determinatul A este 0, încât acesta dispare și vine ca A pătrat egal cu urma lui A ori A. Aici este momentul grozav al ieșiții. Din care însă
că A la 5-a este egal cu A plus D la 4-a ori A. În urma mulțirii este foarte interesant de ghis. Deci este subiect pentru N2, nu vă mint. Uitați, BAC 2003, da? Bacalaureat 2003. Și este la, este prima la N2, vină ca cică. Marcea mare egal cu 1 minus 3, 2 bără. Asta e matricea mare. B mare egal cu matricea. 4, 1. Și de sub 3, 1. Suma elementelor matricii, chiar să spunem dreptul zero. Suma elementelor, nu dreptul lor, acest două matrici. Suma elementelor matricei 5A minus 2B este suma elementelor matricei 5A minus 2B este 5A mare, se înțelege, nu? Da. Suma elementelor matricei 5A mare minus 2B mare este. Și acum să vedem, să o dau plăbă. Semn de întrebare. Schimbă cărța, nu se vede prea bine, da? Da. Schimbă cărța. Scrie un pic mai mare, că tu și reușești. 5A minus 2B. Hai să vedem. Facem 5A. 5A minus 2B egal cu 5A. Deci 1 minus 3, 2, 2. Minus 2B egal cu matricea. 5 minus 15, 10, 10, minus matricea, 8, 2, 6, 2. Așa, egal cu matricea. Minus 3, minus 17, 4, 8. Asta este matricea 5-a. Și acum suma, sumă din, chiar așa, sumă din A, I, J, A, M, I, J, nu? Sumă din, suma din totul elementelor. Ca așa a spus autorul. Îi interesează sumă din A, I, J. Unde I și J iau valoare de la 1 până la 2. Deci sumă din A, I, J cu I mai mic egal decât 1, mai mic egal decât 2. Și J mai mic egal decât 1, mai mic egal decât 2. E dat cu cine sumă de la I, J? Ar veni așa. A1, 1 plus A1, 2 plus A2, 1 plus A2, 2. Suma tuturor elementelor. Este egal cu. Cât este? Deci, adică minus 3. Minus 3. Minus 17. Plus 4, plus 8. Și egal cu, ca și răspuns. Minus 20, plus 4, minus 16, plus 8, minus 8. Minus 8. Deci răspunsul este una din variantele acestea. 10, 2, 0, 8 și minus 8. Minus 8. Este minus 8. Terminat. Asta a fost 1. Notează 1 sus. 2. Și poți să notezi așa. Test. Voi așa spune acolo. Test 1. Test 1. Test 1. Clasa A, 11. Și am început cu prima chestiune. 1. A, da? 2. Să mă rog, faceți comandă din asta. Nu e rușinat. Da, voi face. Mă voi să fac comandă. Iau legătura de telefonic cu de editura. Între timp voi încerca să discutați între voi, să vedeți cam ce număr este, ca să știu pe ce bază fac asta. Mergem mai departe. Deci, 2. Am notat că 4 4, 20,
Este corect? Minus 10, 6, 5, 8. Legați această matrice de matricea dată A. Să vedem ce puteți spuneți în legătură cu A. Poate s-a greșit ceva acolo. Nu are, deci, aceeași, nu, linia a doua. Linia a doua este aceeași. Da, linia a doua aceeași. Aici spune că este A plus I2, ar fi A plus I2, nu prea văd, A minus I2, I2 e matricea unitate. Da. A minus I2 nu văd. Înseamnă că ați greșit voi la A ori A. Ia mai vedeți o dată. Și egal cu A, I2, 0, nu, nu. Mai vedeți încă o dată, A pătrat. Deci, 4 și cu 20. 24. 8 și cu 32. 40. Ai văzut? Da, 30. Era greșeală. 10. 10 și cu 40, 50. Și 32 și cu 20 și da. Cu 64. Bun. Acum fac modificarea. Ce e acolo? 40. 40 minus 36, 4 minus 4, 0. Și acolo de 0 acum, da? Ia mai vedeți o dată. Deci vine 24 minus... 4 minus 0, nu 4. 24 minus 18. Da, aici minus 0. Vine 4. Partea mai deci vine 40 minus 3, 6, 4 minus 0, 4. 4 la propoziția... Poate înseamnă 25, 24 minus 18, care vine 6. Și cu minus 4 vine 2. Am dreptat cu noi. 24 minus 18 minus 4, deci face 2. 2, da. 4. 40 minus 5. 4. Și 4, da. Ia vezi jos acolo, e bine 5. E 4, e matricea. E 5, e 10 minus 4. Și este exact A. Deci e dat mai departe cu matricea. Iată că o greșeală de acolo mică ne scotea din mână. Într-adevăr, așa este corect, matricea A. Să trecem mai departe la punctul 3. Și la punctul 3 spune așa. Fie matricea A mare egală cu matricea formată din elementele 1 minus 3, 2, 2. Iar B, de desubt, matricea 4, 1, 4, 1 și respectiv 3, 1. 4, 1, 3, 1. O matrice de ordine 2. Poftim? Să vedem dacă am făcut. Deci se dau matricea A și B. Aceasta este matricea A și cealaltă este matricea B. Se cere suma elementelor de pe diagonala principală a matricii A
Mauer Berlinus Beloia, n-a avut. Deci face Mauer pe... Da. Să vedem cine este Mauer B minus B ORA și până să facem suma elementelor de diagonala principală, parcă zice, nu? Deci facem sus Mauer B minus B ORA egală cu matricea. După I egal cu, de la I egal cu 1 la I situat între 1 și 2, din AII, AII, A indice, II, indice. Când I e 1 egal mai departe cu A 1, 1, plus când I e 2, A indice, 2, 2. Deci, A, 1, 1, plus A, 2, 2. Și egal mai departe cu, cât face suma elementului de diagonală? 0. 0. Deci, suma elementului de diagonală este egală cu 0. Așa. Treci pe etapa din dreapta și acum spunem așa. Fie matricea A egal cu, tot de ordine 2, 2, 0, 5, 3. 2, 0,
5-3. Iar marca cealaltă la 3 este egală cu amar la 3 egal cu cine? Atât. Ia să vedem. Alfa
și unul cu alfa, totul la 3K. Știm despre alfa că verificăm relația aceea. Alfa pătrat plus alfa plus 1 egal cu 0. Să facem delta, să găsim alfa, da? Ia vezi tu cât e delta. Deodată, uite, de delta e negativ. Ei, aici e o poantă, da? Alfa pătrat plus alfa plus 1 se află din partea a doua dintr-o descompunere. Chiar e de o parte. Alfa la a treia minus 1, cu cine este egal? Alfa la a treia minus 1 egal cu alfa minus 1 pe lângă alfa pătrat plus alfa plus 1. Așa este? Ia cum ți este relația aceea a ta? Că tu ai alfa pătrat plus alfa plus 1 egal 0. Să înmulțim în ambii membri cu alfa minus 1. Membrii... Cu cine? Deci acolo, acolo, la tine. Deci cu alfa plus 1. Cu alfa minus 1. Și atunci e echivalentul. Alfa minus 1. Pe lângă... Alfa minus 1. Corect. Și cât se strânge ea? Cum se face? Alfa la 3 minus 1. Alfa e 1. Alfa la 3 minus 1 egal 0. Da. Alfa înseamnă de acolo că alfa la 3 egal cu 1. Alfa e 1. Nu? Alfa la... Alfa la 3 egal cu 1, da? Dar alfa are mai multe variante, 3. Alfa, alfa la 3 egal cu 1, rezolvat în mulțimea numerelor complexe, înseamnă 3 rădăcini. Înseamnă un alfa egal cu 1 și la de două ori înseamnă să rezolvi ecuația aceea de acolo, de gradul 2 cu delta negativ, deci rădăcini complexe. Cert este că alfa la 3 face 1. Asta e foarte important. Cât va face alfa la 6? Alfa la 6, dacă ridicăm la a doua ambimentă, deci echivalent. Da. Alfa la 6 egal cu 1 la a doua, face 1. Dacă ridicăm la a treia, tot 1. Deci alfa la multipli de 3, chiar să spunem, alfa la puterea 3K, alfa la 3K egal cu 1. Deci alfa la multipli de 3 îmi dă 1. Ia să urmărești tu. Oare ce anume doresc să faci? Deci observ. Vreau să scriu pe altcumva. Deci din matricea A doresc să o scriu într-un alt mod. Dar alfa la 2K nu este egal cu minus 1? Alfa la 2. Deci la multipli de 3 face 1? Da. Păi uite, dacă zic la puterea dar a 2. Dar nu de ce? Nu, dar mă înțeleg. Dar zic că dacă alfa la 2K nu e... Nu, așa este egalitatea alfa. Da. Deci egalitatea pe care o avem este aceasta. Alfa la 3 egal cu 1. Și ridicăm la puterea K și în stânga și în dreapta. Nu? La puterea K și la K. 1 la K face 1. Da. Deci rezultă că alfa la 3K face 1. Da. Atât. Atât și nimic mai mult. Da. Înseamnă că eu trebuie să fac niște... O să fac o discuție. Dacă acest K e multiplu de 3, sau multiplu de 3 plus 1, sau multiplu de 3 plus 2, sau multiplu de 3... Da? Deci 3 plus 3, 3 plus 1 și 3 plus 2. Deci când ridicăm pe alfa la o putere, depinde cine este aici. Dacă e multiplu de 3, face 1. Dacă e multiplu de 2, cât face? Și mai departe. Deci începem o discuție atentă, după ce am observat chestia asta. Nu neapărat la puterea K trebuia să ridic, ca să nu fac nicio legătură cu... La ce putere să ridic? La puterea P. La puterea P. Deci la puterea P, să zic. Să nu pare legătură cu chestiile aici. Și atunci voi avea așa. Cazul întâi. Cazul întâi. Dacă alfa egal cu 3P, alfa egal cu 3P, atunci matricea A mare are la clasă. A mare egal cu matricea. Cine este asta? 3. Alfa la... Păi alfa este egal cu 3. Alfa la 3.
ăsta, măi, caută ăsta. Dacă acest K egal cu 3P, atunci A mare este? Alfa la 3P. Alfa la 3P. Alfa la 6P. Alfa la 1P. Așa. 1, 1 plus alfa la 6P și 1 plus alfa la 9P. Perfect. Și la mai departe. Egal. Cât este alfa la puterea la multipli de 3? 1. Deci 1. Aici cât? 1 la 2. 1 la 2. 1. 1. Da. 1. Și acolo 1 plus alfa. Îl scoatem de aici, 1 plus alfa, de relația asta. 1 plus alfa egal cu minus alfa pătrat. Deci de aici rezultă 1 plus alfa. 1 plus alfa egal cu? Alfa egal cu minus alfa pătrat. Minus alfa pătrat. Deci 1 plus alfa egal cu minus alfa pătrat. Și acum vine minus alfa pătrat. Minus alfa pătrat. Că în loc de 1 plus alfa, trebuie să fii atent. Ai pus minus alfa pătrat la puterea 6P. La puterea 6P, sigur. Și minus alfa. Minus alfa la pătrat, totul la 9P. Mai muncim și egal mai departe cu matricea. Da? 1, 1, 1. Înseamnă minusul la putere, la puterea 6P, minus la putere pară plus, și vine alfa la cât? La 12P. Dar cât face alfa la 12P? E multiplu de 3. 1. Deci poți să pui 1 acolo. Din coace, minus la puterea 9P. Da? Minus la puterea 9P. Face ce multiplu este aici? De multiplu impar. Da. Și vine alfa la puterea, minus alfa la 18P. 18. Și vine minusul. Minusul. Așa asta ar fi mată cea care? A. A. Deci când, pentru situația care scrie așa, pentru K egal cu 3P, rezultă matricea A mare, arată, de formă. Da. Corect. Asta e matricea A mare. Așa am ajuns, nu? La forma asta am ajuns în situația în care matricea, când acest K e de 3, de formă 3. Cazul 2. Cazul 2. Punem așa. K egal cu 3P plus 1. 3P plus 1. Atunci, A mare arată de forma alfa la 3P plus 1, alfa la 6P plus 2, alfa la 9P. Plus 3 plus 6 plus 2 plus 4 plus 9 plus 3. Și acum e primul alfa. Scrie sus. Alfa la 3P plus 1, cât face? Alfa la 3. Egal cu? Alfa la 3P. Face egal cu alfa la 3P cu alfa. Alfa la puterea 3P. Cu alfa. Și alfa la 3P este 1. Deci rămâne alfa. Bun. Alfa la 6P, ori alfa la 2. Așa. Și egal cu
Aici face unu și pune acolo două. Nu fac la două. Alfa la 900 plus 3 iau alfa la 900 ori alfa la 3 și alfa la 3. Da, dar alfa la 3 cât este? 1. 1. Da. Și aici vine alfa la 12 pe plus 2. Da, face 1, alfa la 2. Alfa la a 2. Nu cred că la a 2. Ești mai atent, ea mai rea o dată. Minus alfa la a doua, totul la 6 plus 2, egal cu? Rupem 2, egal cu minus alfa pătrat la puterea 6 pe ori minus alfa pătrat la 2. Și egal cu minusul la număr par. Par face plus. Vine alfa la puterea 12 pe ori alfa la 4, la 4. Așa. Și 1 ai alfa la 4. Dar alfa la 4 acum e mai poți scrie? Egal cu alfa la 3 ori? 1, 4. Ori alfa. Și vine alfa. Și vine alfa. Vezi? Și acum să muncim și să vedem cu cine este egal. Alfa pătrat. Minus alfa pătrat la la 9 pe, ori minus alfa pătrat la 3 și egal alfa la 18 pe. Minus. Da. Este minusul acela care rămâne. E drept că îți dă ție alfa la 18 pe. Tu ai dreptate. Minus alfa. Așa. Nu. Deci minusul? Minusul se ridică numai la 9 pe. Deci așa ar fi corect. Corect ar fi să scrie așa. Să începem și mai bine, că altfel greșim. Egal cu minus 1 la 9 pe, minus 1 la puterea 9 pe, ori alfa la 18 pe, ori minus 1 la 3, minus 1 la 3, da. Ori alfa la 6. Acum, aici trebuie o analiză foarte atentă. Minusul la 3 rămâne minus. Deci vine minus pe lângă. Minus 1 la P. Poți să spui așa, minus 1 la a 9, totul la P. E la 9 P. Alfa la 2, 18 P, multiplul e 1. Ori alfa la 6, e 1. Și egal minusul la a 9-a, minus. Dar depinde de P. Dacă P este par sau impar. Așa. Dacă P e par, va face cu plus, dacă P e impar. Deci mai trebuia să mă analizăm încă P par și P impar. În clipa de față, bun simț, ne spunem nouă, bun simț matematic, ne spune că acest K trebuia văzut 6K, nu 3K cum am luat-o noi, 6K, 6K plus 1, 6K plus 2, 6K plus 3, 6K plus 4, 6K plus 5. Ca să prindem și situația de aici, par sau impar. Deci noi vrem să vedem cum arată matricea asta în mai multe cazuri. Odată o știm, dar așa este astregat un necaz, că nu am fost destul de atenți. Cred că trebuie să le luăm încă o dată și matricea asta. Fiindcă am văzut aici dubiu. Despre P trebuie să-l văd par sau impar. Da. De-o. Și dacă îl mai văd și pe ăsta, cum au fost 3 cazuri, ori 2, 6 cazuri. Da. Deci trebuie să plec la multiplu de 6. 6 plus 1, 6 plus 2, 6 plus 3, 6 plus 4. Iată chiar așa o să facem, ca să facem o treabă bună. Nu ne permite noi să dăm peste cap pe chestia asta. Nici voi nu permite, nu? Nici nu acceptați ideea asta. Să greșim cumva. Ia să vedem cum analizăm și mai temei.
Deci cazul întâi. Cazul întâi. Cazul întâi, alfa, K egal cu 6P. 6P. Și atunci avem A egal cu alfa la 6P. Alfa la 12P. Alfa la 18P. Da. Da. Alfa la 12 p. Da. Și 1 plus alfa la 12 p. Și era mai mare timpul. Matricea. 1. 1. 1. 1. Bun. Jos 1. Și acum am luat din 1 plus alfa. Minus alfa pătrat. Minus alfa pătrat. Totul la cât? 12 pe. Ori? Și pe un minus alfa pătrat la? 18 pe. Minusul se ridică la 12. Puterea 12 și-a dispărut. Da. Și rămâne alfa la 2. Am luat la puterea 24 pe, dar 24 multiplicat de 3. Da. Face 1. 1. Da. Tot la fel. Se ridică la 1. Deci a dispărut chestia cu minusul. Dar alfa este la puterea 30. Care e multiplicat de 3? 1. Deci matricea mare, iată. Sigur că da. Asta este corect să spun aici. Când K egal cu 6P plus 1, K egal cu 6P plus 1, 6P, foarte bine, A egal cu plus 1 aici. Asta a fost pentru situația în care K-ul a fost socotit 6P. Cazul 2. Cât o luăm pe acum? 6P plus 1. Deci, cazul 2, 6P plus 1. A egal cu... Matricea A egal cu... 6P plus 1. Alfa la 12P plus 2. Alfa la 6P ori alfa. Și 1 ori alfa. Deci alfa. Alfa. Alfa la 12P 1 și rămâne alfa la 2. Perfect. Aici alfa la 18P face 1 și rămâne alfa la 3. Așa. Alfa la 3 care e 1. Da. Minus alfa pătrat totul la 12 pe plus 2 și minus alfa pătrat la 18 pe 3. Și face alfa pătrat minus 1. Și aici minusul se ridică la... Este aceeași face... Când se ridică minusul la puterea aceea, își face plus. Cât? Deci, se ridică la... 12P, la și la... Dar își face plus. Bine. Plus. Dar face alfa la 24, da. Care e multiplul de 3. 1. Și rămâne minus alfa la 2, totul la 2. Minus alfa la 4. Dar minusul la 2 face alfa plus. Alfa. Dar alfa la 4 e egal cu... Alfa la 3 ori alfa. Și deci, alfa. Și din coace, tot atentă trebuie să fii. Minusul la par și vine plus. Și vine minus alfa la 36. Nu minus, mai alfa la 36 face 1. 1. Și pe urmează. Minus alfa la 2, totul la 3. Și vine minus alfa la 6. Dar mai e minusul. Da. Că minusul la 3 face minus, da? Da. Și vine minus alfa la 6. Și se scrie ca alfa la a treia, ori alfa la a doua. Ori alfa la a treia.
spunea fala treia și vine minusul. Minusul, sigur. Scrie așa acum. În cazul în care avem K egal cu 6 P plus 1, matricea A mare arată astfel, egală cu așa. Mergem mai departe, situația în care care egal cu cât acum? 6 pe? 6 pe plus 2. Deci în ordine K, până acum 6 pe plus 2. Totul nu e atent. 12 pe plus 4 și 1 plus alfa la 18 pe plus 6 și egal cu facem 1 și vine alfa la 2. Alfa la 2. Deci alfa la 6 pe e multiplu de 3 și face 1 și ori alfa la 2 și rămâne alfa la 2. Corect. Alfa la 12 pe face 1 și rămâne alfa la 4. Ar scrie alfa la 3 ori 1 și rămâne alfa. Bine. Alfa la 18 pe și face 1, ori alfa la 3 și rămâne 1. Că alfa la 3 scrie alfa la 3. Da, de acord. 1 minus alfa pătrat la 12 pe plus 4 și minus alfa pătrat la 18 pe plus 6. Și este egal cu alfa pătrat, alfa, 1, 1. Minusul se ridică și face plus și rămâne alfa la 2 la 12 pe și vine alfa la 24 pe și vine 1 și rămâne minus alfa la 2 totul la 4 minus alfa la 8, da? Alfa la 8, da. Minusul la 4 face plus. Da. Rămâne alfa la 8. Care e la 6. Alfa la 6 face 1 și vine alfa la 2. Că alfa la 8 poate să fie scris ca fiind alfa la 6, ori alfa la 2. La 6 face 1 și rămâne alfa la 2. Așa, alfa la 2. Mai departe. Vine minus la, vine alfa pătrat la 18 pe și vine 1 și minus, vine alfa la 2 totul la 6 și vine alfa la 12. Alfa la 12. Dar minusul a dispărut, da? Da, că vine minus la 6. Și 12 puncte 2. Da. Dar face 1 atunci. 1. Deci, iată, pentru situația în care K egal cu 6 pe plus 2, arată astfel, îl schimbă cărta, te rog. Arată sub forma. Alfa 1. 1 alfa pătrat 1. Așa arată, nu? În clipa asta. Vedem că în situația care e egal cu 6 pe plus 3. Da? Da? Bine.
șasea, Alfa la 3. Alfa la 12, pe 1, România Alfa la 6, Alfa la 3, Oracle la 1, Alfa la 18, pe 10, 1, ori Alfa la 9, și se scrie Alfa la 8, tot 1, face. Da. Și am surprins-o pe A în toate cazurile. Și atunci A va fi egal cu A colată. Cu prima variantă, a doua, a treia, pentru fiecare. Egal cu varianta C în care egal cu 6P. Egal cu varianta a doua în care egal cu 6P. Și am scris matricea A mare, repet, în cele 6 cazuri. În cele 6 cazuri. Acum urmează să se face sumă de la K, deci următorul punct este să se face sumă de la K egal cu 1